Sub punctul B. Să determinăm H un număr real strict mai mare decât 0, astfel încât produsul H de X ori H de A să fie acest produs egal cu H de X pentru orice X aparținând de la 0 la plus infinit. Odată, avem H de X ca fiind această matrice, adică 1, 0, 0, 0, 1, lene din X, 0, 0, 1, înmulțită cu H de A, în care, practic, înlocuiesc pe X cu A și o să am 1, 0, 0, 0, 1, lene din A, 0, 0, 1, ca fiind, practic, tot H de X, adică matricea cu elementele 1, 0, 0, 0, 1, lene din X, 0, 0, 1. În regulă. Și acum, haideți să facem în partea stângă produsul. O să am 1 ori 1 este 1, plus 0, 0, care e 0, plus 0, 0, care e 0 și nu mai scriem. Mai departe, 1 ori 0 este 0, 0 ori 1, 0, iar 0, deci avem 0. 1 ori 0, 0, 0 ori lene din A, 0, 0 ori 1, 0. Mai departe, a doua linie cu fiecare coloană, am 0, 0, 0, am 0, 1, 0, deci 1, am 0, lene din A, lene din X, lene din A plus lene din X. Mai departe am 0, 0, 0, 0, 0, 0, deci am 0, 0 și 0, 0, 1. Egal cu matricea H de X, adică 1, 0, 0, 0, 1, lene din X, 0, 0, 1. Evident, aceste două matrici sunt egale. Dacă fiecare termen de pe poziția, să zic, A1, 1, trebuie să fie egal cu elementul de pe poziția A1 din partea cealaltă. Și observ că sunt egale până la aceste două elemente, care par a fi diferite. Și atunci, ca să fie egale cele două matrici, înseamnă că ln din A plus ln din X trebuie să fie egal cu ln din X. De unde ln din A va fi ln din X minus ln din X, adică ln din A este 0. Și conform a ceea ce înseamnă definiția unui logaritm, de exemplu în baza din B ca fiind C, atunci B este egal cu A la puterea C. Iar ln-ul este de fapt logaritmul în baza E atunci din A ca fiind 0, ceea ce face ca A să fie E la puterea 0, adică A să fie 1. Pentru că orice număr la puterea 0 este egal cu 1. Astfel, A-ul nostru pentru care H de X ori H de A să fie egal cu H de X pentru orice X din intervalul 0 plus infinit, este A egal cu 1.